Atențiune, bă! Da? Ce faceți, mă? Dormiți pe voi? Păi dacă ați mutat ora de deșteptare de la ora 8 la ora 7, normal că dormi șeful. Așa cer noile reglementări, Mărleane. Da, dar la unitatea vecină deșteptarea a rămas tot la ora 8. Cam eu cunoștințe și ne-am interesat, să știți. Unitatea vecină nu este unitate NATO. Iar dacă nu vă convine, mutați-vă acolo. Dacă nu vă convine... Așa de-n gură... Adică ce faceți voi, mă? Mă verificați pe mine pe la unitățile vecine să vedeți dacă vă dau trezirea la ora corectă? Eh, pentru asta de mâine trezirea la ora 6. Asta până când învățați să respectați autoritatea. Și repet, dacă nu vă convine, mutați-vă la unitatea vecină. Că acolo se dorme până la 8. Ăsta nebuniți! Bă, mie nu-mi convine. Eu dacă mă scol la ora 6 dimineața, adio apetit de filmare. O să-l dur toată ziua pe mine. Nu, că eu mă mut la unitatea aia. Vin și eu, domn sergent. Că locul ăsta mă deprimă. Mi-aduce aminte de Emma. Da, vin și eu pe chestia asta, că poate mă împac mai repede cu Deziret, dacă îi s-o face doar de mine, nu? Hă? Bă, deștepților, bă, bă, voi credeți că e așa ușor să te buzi de la unitate la alta, bă? Păi dacă ne mutăm noi de aici acolo, trebuie să vină un număr egal de soldați de acolo la unitatea asta, ca să suplinească dezechilibru, bă. Credeți că e așa ușor? Și la urma urmei, de ce credeți că ar veni aia încoace? Ar pleca de la bine să vie la mai rău? Auzi, bă, Mărlane, dar cine crezi tu că e atât de tâmpit, mă rog, în afară de tine, să le spună alora că aici e nașpa? Mă uit la el, gogoașă. Băi, bagă la cap, le băgăm niște vrăjeală deșteaptă și amețim și îi convingem că aici e bine. Chiorete, ai ordin să-i convingi pe tovarășii tăi de la unitatea elaltă că aici n-ai pe pământ. Păi și cum fac treaba asta? Nu știu. Eu zic să facem o încercare așa, să-i mai dăm o șansă lui șeful, mă. Să-l speriem un pic, poate să pune cu botul pe labe și-și revine la normal. Mă sacrific eu, mă, să vorbesc cu el. E regulă? Da. Ascultă-mă, colonel. Ascultă-mă. Șef, ascultă-mă. Domnule comandant, dați-mi voie să vă informez că... Că ce, mă? Te pomenești că nu vă convine nici ora 6. Asta una la mână. Și doi, nu ne convine stilul dictatorial pe care l-ați adoptat în ultima vreme, da? Serios? Și v-ați gândit să luați atitudine? Corect! Păi atunci puteți să începeți chiar de mâine dimineață de la ora 5. Că de mâine deșteptarea e la ora 5. Așa, vedeți că se poate. Iute ce, dacă nu încetați cu opresiunea și represariile... Să vede că m-am uitat la știri. Să știți că noi vom cere detașarea la altă unitate, în grup. În grup? Gând la gând cu bucurie, Mărlane, că poate așa primești și eu în locul vostru niște soldați adevărați. Dar până vă vin vouă aprobările la transferuri, ia treziți-vă voi de mâine la ora 4, ca să le dovediți oamenilor că sunteți vrednici, matinali, ca să-i convingeți, mă! 4? 4 am zis. Vai ce neatent sunt. 3, Mărlane! De mâine și până ai scăpat de voi, deșteptarea la ora 3. Ieși! Auzi, șef, o să ne mai culcăm? Ieși! Scot eu revoluția din cap. Victor Stănculescu mă fac. Ia-mi ieși piciorul în gips. Ha? Bă, băieți, nicio șansă. Boala se agravează. Asta e. Declanșăm operațiunea transferul. Să te muți, a?
Mă, tu mai nu ai face orice ca să scap de mine și de amărâtul ăsta mic. Cu tine, Bibilico, cu tine, normal că te iau și pe tine. La unitatea vecină? Să-mi las eu cortul cu cuibușorul meu iubit și să mă duc vis-a-vis să dorm într-o cocină cu 10 porci la oaltă, nu? Da, Bibilico, da, dar măcar acolo dormi, înțelegi? Dormi! Că acolo trezirea e la 8, nu la 3. Și ce dacă, trașcă, ce dacă trezirea e la ora 3? Foarte bine! Abia ne pregătește pentru când o să vină bibilicuțul nostru mic. El o să ne dea trezirea din oră în oră, trașcă, nu doar la ora 3, ca șef tu. Aoleu, păi normal, normal ca din oră în oră. Și tocmai de-aia, Bibilico, tocmai de-aia trebuie să ne facem dinainte porția de somn. Rezerve mari de somn, tu nu înțelegi? Și acolo, la unitate, e altă putem. Vrei? Tu ce crezi? Nu vrea! Băi! Trașcă, îmi pare rău pentru tine, dar să știi că lista cu persoanele pentru transfer a fost deja trimisă. Și sunteți și voi doi pe ea! M-ați nenorocit! Mă omoară, Bibilica! Ce mă fac? Ajutor! Ajutor! Nu! Nu! Ce are alea, mă? Iepuraș? Ce-a făcut că-l nenorocesc? Iepuraș nu ne crea probleme. Să-ți fie clar, vă transferați și voi doi! Eu nu mă transfer nicăieri! Eu de aici nu plec! Puteți să-mi faceți orice! Și pe cât că pleci? Și pe cât că nu plec? S-a mortu! Vandame! Ia zi, făi! Ostași, totul s-a rezolvat. Avem ordinele de transfer. Sunteți gata? Șeful, eu nu vreau să merg. Ce vorbești, Iepuraș? Tu nu mergi? Vandame! Gata, șeful! Merg, merg, merg! Pregătiți-vă! Cu cântec! Înainte! Drepți! Unechiorete, mă! Domn Sergent! Anulați transferul! De ce, mă? Am aflat! Comandantul unității la care mergem noi în transfer le ia la soldați 80% din solde! Că face vilă! Da! Asta nu e tot? Eu se da sexual! Și că pe fiește seară îi pune pe militar să facă sex fiecare cu fiecare! Da! Eu se da! Anulați transferul! Atât vă spui! Ce vorbești, mă? Ce vorbești? N-anulați nimic. Dacă am ajuns până aici, mergem până la capăt. Ce vreți să ne facem de râs la oamenii ăia? Și dacă-ți vin unii mai varză decât ai tăi? Măcar cu tâmpenia ăstora ne obișnuiserăm. Nu există mai varză decât ai mei. Dar dacă sunt unii mai recalcitranți? Mă, tu în loc să te bucuri că am scăpat de ei, tu... Hai, noroc! Să vedeți ce o să ne frece ridiche acum că l-am înfruntat. Lasă, Bibiloi, că o să mă duc eu la el și o să-i spun că noi doi am fost luați cu forța. Stai aici unde te duci! Ce să stau? Ce să stau? Eu sunt marioneta voastră! Vandame! Stau. Bă, vă dați seama, acum dacă ne vede că ne-am întors cu coada între picioare, ne dă deșteptarea la două noapte. Dar ce spun eu deșteptarea? Că nici ne mai lasă să dormim. Auziți, dar dacă îl facem noi pe comandant să creează că noi am plecat? Cu dracu, mă, păi nu trebuie să vină alții în locul nostru, nu trebuie să-i vază pe ea. Păi și o să-i vază. Numai că o să fim tot noi, dar deghizați. Știi că nu e o idee rea? Dezvoltă. Bă, dacă el o să creează că noi suntem mai lanți, adică noi luăm o trusă de la asta, ne deghizăm, ne aringem, care pe spate pe la magazie, care pe la popotă pe acolo, ne punem păr, mustăți, nasuri, ochelari, el o să creează că au venit ăia noi, înțelegeți? Noi o să facem orice tâmpenie, ne trecem în cap, o să fim nedisciplinați, o să ne regrete la maxim. Noi când vedem că s-a pus cu botul pe labe și ne regretă și s-a cumințit, renunțăm la deghizări, și ne întoarcem tot noi cum ar veni. Și zicem că ne-am întors, dă mila lui, bă! Că ni s-a făcut milă de el.
Ești genial, dă-te naive. Ești deștept ca mine, bă! Ce zic eu ca mine? Ești aproape deștept ca mine! E puraș de intru la magazin și adu-te-o să ia de deghizări de și asta! Șeful, dar aia e numai pentru misiuni! Vandame! Am fugit! Și dacă ne întreabă cum ne cheamă, ce zicem? Îi zice al nume, normal! Și dacă-l uit? Bună ziua, companie! Alo, moșul! Ce fel de salut e ăsta, mă? Modern, tătic, de tip NATO. Abar n-ai de nimic, tătai. Bă, băiați nebunit! Eu sunt nou vostru comandant! Așa și? Bă, sper că nu ai de gând să ne stresezi prea des cu ifosele astea de șif. E clar? Și fără tom criticat, că altfel îți lipim buzele cu supe glue. Clar? Bă, dar numai să nu ne dea de gol, e curaș. Lunită, bă, n-ai tu treabă, că l-am pus eu pe trașcă, să ai grijă de ea. Cum l-ați convins? Băi, eu? Van Damme, cu... Toate ciurucurile mi le-au trimis, toți recalcitranții, toți perversii. Eu ți-am zis, deșteptule, cine crezi tu că-și cedează soldații de elită? Bine, bine, și ce mă fac? Stai liniștit că am rezolvat deja. Ce? Le-am făcut raport la centru pentru insubordonare și comportament nociv unității. Du-te și tu și aranjează-te un pic, că trebuie să apară procurorul. Sunt infernal, domn procuror. Nu mai au respect față de autoritate. Nu mai respectă niciun ordin. Fiți atent un pic. Culcă-te! Treci! Faceți pe deștepții, că este dânsul aici, da? În perechi câte doi adunare! Acum dați-vă pumn din stomac reciproc! Comandante, ajunge, ai nebunit? Bă, mă, fratul, ai zis că ajunge! Colonele, în primul rând, acei soldați de la unitatea vecină pe care mi-i tot incriminezi dumneata s-au întors în aceeași zi. În al doilea rând, e normal să apară insubordonare când dumneata dai ordine aberante și sadice. Iar în al treilea rând, dacă toți oamenii dumitale au cerut transfer în grup, asta te incriminează direct. Am să am grijă să raportez la mare stat major. Dar ăștia nu sunt soldații mei, domn procuror. Ce-am înnebunit? Cum te numești soldat? Pupăză. Tu, adică... Pupăză, corect, corect. Scrie aici că ai un caporal Pupăză în subordine, comandante? Da, dar nu e... Nu e, vrei să mă prostești în față. Colonele, cred că pe dumneata trebuie să te pun sub acuzare, nu pe ei. Așa o rușine nu am pățit în viața mea. Ce mă fac? Păi mai întâi, scapă de ăștia, deșteptule. Că dacă te-au văzut ud de frică, adio autoritate. Mă rog, nu că ai fi avut înainte, dar oricât. Păi și cum să scap? Deghizează-te în comandantul lor și zic că te-au mutat și pe tine aici. Că dacă au fugit de el de acolo, o să fugă și de aici, nu? Ești genială, mămică. Bă, dar e bine ceea ce facem, sunteți siguri? Lasă-vă că l-am lecuit. Hai jos cu astea că ne umplem de bube. Dă-i! Variez-mă! Eu sunt noul comandant, venit de la unitatea vecină.
Am pus-o. Ăsta o să ne ia soldele. Să trăiți șeful. Dar unde sunt... Soldații dumneavoastră? N-au ajuns aici să trăiți. S-au întors la unitatea lor în acea zi. Păi și... A, știți, noi ne-am deghizat așa ca să-i facem o farsă lui șeful nostru. Adică voi ați fost aici tot timpul, da? Da, am analizat cazul și... Dar voi cine sunteți? Permiteți să raportez. Noi suntem efectiv aceste unități. Da? Mă scuzați, înseamnă că am greșit unitatea. Am mușcat-o și ăsta, bă. Erau ai mei, deghizați. Ce mă fac? Eu nu pot să mai dau ochii cu ei. Atunci cereți transferul dincolo. Că măcar ăia nu te-au văzut tot. Sau te-au văzut? Că nu mai pricep nimic. Nu, nu m-au văzut. Eu sunt noul vostru comandant și să știți că nu tolerez nicio abatere. Iar toate regulile scrise și nescrise de până acum rămân în vigoare. Mă, s-a înțeles? Da, să trăiți! Ce faceți, mă? Vă dăm soldele ca să ne lăsați în pace. Așa făceam și cu fostul comandant. Și dacă am venit aici, să nu credeți că nu-mi păstrez obiceiurile. Hai, săriți cu bănuțul că mi-a venit țicla în curte și trebuie să o plătesc. Da, iubi, ne facem cu piscină. Exact. Iubi, auzi, poți să comanzi și saună. Că ăștia îmi dau 80% din solde. Exact. De ce te-ai întors? De ce mai minți, mă, că soldații tăi îmi dau toată solda? Iubite, sunt mai târziu. Dar știi că ești mai sexy, așa? Stai că îmi strigi machiajul. Păi de ce ai rămas machiat? Păi altfel cum să dau ochii cu soldații mei după faza cu udătura? Rămâneți cu noi, revenim imediat. Părnitule, bă, nu ți-a zis că nu-ți dăm niciun ban? Ce a zis, bă, noi că-i facem ăsta dacă nu mai prindem pace? Băi, Mărlane, sunt eu, șeful vostru! Aaa! Ăsta-i șeful! Nu minte, el e! Șeful! Ce bine pare că v-ați întors! Nu vreți mai bine să mergeți să vă schimbați și după aia să sărbătorim? Asta, de mâine deșteptarea la ora 6. Până învățați să respectați superiorul. O să respectăm când nu ne mai scuipă, da? Când zice 6. Bine că nu zice 7. Mai ce mișto reacția are ăsta.
Adică ce faceți voi, mă? Mă verificați pe mine? Da, da, te-am verificat, dacă am putea, te-am verificat, să știi, nu zic. Dacă ai zice tot, te-am verificat, da. Hai, mă, intră să verificăm și noi o dată, ia uite. Dacă el crede că noi suntem... Nu mai râde! Nu mai râde! Ce te înfingi? Ce te înfoi? Dacă el crede că noi suntem mai lanți... Vezi, mă, pupăză! Vezi? Bă, deci, eu dacă... știu ce... Chien, nu știu ce vrei să spui. Dacă tu nu mai înțelegi, atunci... Eu, da. Deci dacă eu... Chien, lasă că le spun eu, putem să le... Dacă el crede că noi deci, suntem mai lanți... Putem să facem ce vrem din el. Ideea este să facem să creadă că noi suntem Mailand. Nu, să-l facem să ne regrete. Asta e. Și după ce-l punem cu bordul pe labe, după labe așa, să ajungă la... Abia atunci renunțăm la deghizări și zicem că ne-am întors de mila lui. Ce e așa greu, mă? Ce e așa trași că greu, că... Nu voi ați înnebunit? Eu sunt nou vostru comandant! Așa, și de ce te lauzi? Auzi? Sper că nu ne stresezi prea des cu infuzile astea de șef, că te joc în picioare, da? Și fahăton ridicat, că altfel îți lipim sub... Super glue de buze, da? Super glue ca mustața mea! Ia de la Bogdan! Colonele, cred că pe dumneata trebuie să depun sub acuzare, nu pe ei. Bă, tu te-ai țăcănit? Cine o să conducă unitatea, a? Tot eu. Dar tu o să le transmiți ordinele mele, că eu ochii cu ei nu-i mai dau. Ai noroc. Lasă ăsta, că ți-l sparg în cap! Aveți și tu? Ai, știi? Deja mă enervezi. De? Vorbim când îți trece tâmpenia asta din cap. Nu pleca nicăieri, că eu nu dau ochii cu soldați. Ba, o să-i dai, mă, că n-ai încotro. Da? Mai bine mort decât înjosit. Am și eu onoarea mea de... N-ai pe dracu, mă! A? Mă rog. Șeful, pot să intru? Șeful, sunteți aici? Unde dracu umblă urul ăla Costa bătrân, mă? Aurulacu. De fapt, dacă fac pe mine ca aurulaci, dar tocmai el îl omor. Hai mă, te rog eu frumos, că știu că poți. Bine, știu eu că poți.
Hai mă, ce e așa greu? Te rog eu, dacă te rog eu. Ce te ții mă după mine, mă, ca mielul după oaie? Du-te mă de aici, ești turtur, înțelegi că n-am voie să-mi folosesc pana normalul decât în interes de serviciu. Mă, ce se pare că e, mă, asta e în interes de serviciu, ai? Da, mă, da. Da. Că dacă aș ști ce face în Franța și mai ales cu cine, păi mi-ar crește randamentul de cel puțin 10 ori, mă. Și asta ar fi în interes de serviciu, mă. Nu! Da, după să stai trecul, mai urla așa. Ți-ar butul al drag. Te rog eu, mă, te rog eu, ajută-mă! Păi ai tu inima asta, mă, Chiorete, să mă las să sufăr ca un câine turbat? Păi mai bine mă eutanasiez, mă eutanasiez decât să mă lași așa cu inima zdrobită! Oh, sufăr! De-aia mea, dracu, cu teatrul ăsta ieftin, mă, că eu te știu, mă, de ani de zile, cu mine nu-ți merg figurile astea, mă, pupăză! Joacă, dracu, altceva! Am încercat și eu, ce, ia uite... Jeff, ia-te, mă, ce. Tu dacă vorbești cu șeful și trânsul îmi dă voie să mă amestec în problema asta ta, eu mă bag. Altfel nu. Mai întâi vorbești cu trânsul. Șeful, poți să intru un minut? Atâta mine nemernicul. L-omor. Șeful! Șef... Nu e. Vă agitați ca fraierii, mă. S-o fi dus și el la vreo pipiță, să nu-l afle. Șefa s-a dus pe ascuns. Șefa a zis să-l cătăm? Îl cătăm! Și de-aia nu mai pot eu! Păi mie mă comandă șeful, nu nevastă sa, mă! Clar? Aici nu e șefa, l-am căutat peste toată Itați chiar și sub... Nu e... Nici la noi nu e. Și din unitate n-a ieșit, am verificat. Mă, ăsta o fi făcut vreo nefăcută. S-o fi sinucis. Sinucis? Dar de ce, șefa? De prost! Că vezi, doamne, l-ați văzut când a făcut pe el și o să râdeți de el și... Haideți, doamnă, chiar credeți că a pus la suflet întâmplarea asta? Mă rog, e adevărat, a fost o situație amuzantă, dar... chiar foarte amuzantă! Nu vă penibilă, dar binele! Nu vă e rușine, mă, să râdeți de necazul altuia? Ba, doar cazul trezi. Dacă zace săracul mort, ha? Marci imediat și căutați-l! Și aveți, dacă îmi permite, șefa, îmi permiteți o sugestie. Eu zic așa, mai bine să-l punem pe Chiorete să-și activeze paranormalul, să-l caute pe undeva, nu știu, că unitatea e mare. Și în momente de genul ăsta, secundele sunt vitale, șefa. Poți, mă? Cum să nu poată, șefa, că e în interes de servici? Poate! Păi hai, Chiorete, ce mai stai? Dă-i bătaie! Și uite-te și după Ema, dacă tot îți pornești paranormal. Haideți, șeful, vrem să vedem și noi! N-avem loc toți iepurași, te mai aia. Și pe urmă să știi că gravidele nici n-are voie la paranormale astea, că se iradiază copilul. Dar eu pot! Stai, n-ai de aici! Fără mine nu vezi nimica! Mai tăceți, n-ai bine în gură, că nu pot să mă concentrez, ia!
Dar ce trebuie să se întâmple, Chiorete? Trebuie să-i găsești spiritul, doamnă. Dacă e mort sau, mă rog, pe acolo vine. Dacă nu, înseamnă că e viu. Și acum liniște, să ne concentrăm. O vezi? E cu cineva? Oh, pupăză, dacă nu te... Lasă-mă când i-am plecat bine. Bine, mai încolo, da? Comandante, cu tine vorbesc. Dacă ești mort, îți ordon să ne dai un semn. Ești mort? Mai dă-ne un semn. Vandame, te omor. E mort. E clar că e mort. E mort. Yes, în sfârșit a venit și vremea mea. În sfârșit o să fiu comandant. Ha! Cine este comandant? Ferdi, Ferdi! Cine este number one? Manuela Gheorfi! Mărlane, tu te-ai tâmpit? În primul rând că pe aia o cheamă Daniela, nu Manuela. Și în al doilea rând, domnul comandant a murit și ție, ți-ar de cântat? Comandant a murit, trăiască nou comandant! Recte eu, gogoașe, tortici? Nu mă oftic, mă, dar o să ajungi tu comandant când mi-ai vedea eu ceafă. A, dar cine o să ajungă, tu? E posibil. În visele tale erotice, gogoașă. Aia, păi tu crezi că de la NATO e tâmpiți, mă, să pui fruntea unei unități de tip NATO? Un pornostar care să dă el în spectacol pe la măgăriile alea ce filmezi tu pe acolo? Vezi că n-ai pic de autoritate, mă, n-ai pic de demnitate, n-ai pic de nimic. Cum o să conduci tu unitatea asta? Lasă-mă că ai tu de toate, și autoritate, și prestanță, și tot. Am și o să mai am, că sunt în creștere, toftici. Hai, că am prestanță, am autoritate, marș toată lumea pe sectoare, să fie lună când o venea să mă numească. Hai, mă, vă rog eu. Liniștiți-vă, doamnă, vă rog eu mult, poate mai e o speranță. Poate era doar un stop dintr-o la cardiac, într-un spital și resuscitau, înțelegeți unde bat. Haideți, liniștiți-vă. Ai văzut-o? Unde e? Lasă-mă, naibii, pupă-ză în pace, nu vezi că doamna e în plâns? Haideți, doamnă, liniștiți-vă. Auzi, vin eu mai târziu, da? Vin... Auzi, să nu te deconectezi de la paranormalele alea, că dacă îți plătesc eu curentul, că știi că nu mă uit la bancă de... Chiorete, eu mă duc acasă să pregătesc cele necesare, dar măcar de a-ți găsi corpul. O să încerc să-l găsesc, păi da întregul, doamnă, dar eu mai sper că trânsul încă e în viață. Ce mă interesează pe mine unui trupul? A crăpat, a crăpat. Nu-i mai trebuie pe lumea înaltă. Îi trebuie lui nevastă sa, deșteptule, ca să aibă ce îngropa. Iepuraș, iepuraș, nu ți-o lua cam te... trage tu de șiretul cu mine, că nu mai sunt un pârnit de sergent ca ăsta. Acum ați dita mai comandantul. Sau mă rog, o să fiu în curând. Fiți atenți cum facem. Eu îi chem spiritul. Dacă el e mort, vine și intră într-unul din noi, de obicei cel mai slab. În mine? În cel mai slab spiritual mai pupăză. Aoleu. Dar nu contează, că o să-l țin aici doar câteva minute. Doar îl întreb, mă, unde s-a lăsat tot trupul. Aflăm unde e trupul și gata, rezolvăm problema. A, eu te și pe mine nu contează, că eu trebuie să mă duc să-mi aranjez birou, bă. Hai pe afa, pupat. Hai. Toți odată și cu mine, hai! Calar tata de frumos! Nou meu birou, de când te așteptam? Și cu noua mea agendă?
și cu noul meu telefon și cu noile mele pixe și creți și cu noul meu cactus. Incantația lui pește, mă. O să-i vedeți voi spiritul când o să-mi văd eu ceafa. Bă, n-a venit! Înseamnă că trăiește! A văzut? A intrat în gogoașă! Deci e mort? Auzi, eu zic că până se acomodează cu corpul lui gogoașă, hai cum să dă o fugă până la Emma. Bine, bine, după! Bă, spiritul, e aici, a venit! Dă-te-o mai acolo! A venit! Știm, domn sergent, adineaur a intrat în gogoașă. În gogoașă? Trăi șeful! Comandante, îți ordon să raportez unde ți-e trupul! Tu mie, mă? Dar de când mi ordonă mie un pârlit de caporal, mă? Bă, tu ai uitat că eu sunt colonel? Ia marș, mă, pe sectoare, că văd că în ultima vreme v-ați cam luat-o în cap! Marș! Marș! Mamă, mamă! Mi-a rupt! Chiorete, dacă nu-l scos pe șeful din gogoaș, te omor cu mâinile mele. Acum să-i găsim, mă, să-l faci autoritar când trebuie să vină oamenii ăia? Să-l subminezi mie autoritatea în fața lor, mă? Nu pot șeful să-l scoți, că spiritul lui gogoaș e mai băbălău. Și nu poate să-l convingă pe alu domnul coronel ca să iasă din trupul trânsului. Credeți că n-am încercat? Trebuie să așteptăm ca să iasă singur, ia! Când, Chiorete, când? După mormântare! Hai nebunit! Dacă găsim corpul peste 4.000 de ani, eu ce fac, mă? Că 4.000 de ani îmi pierd postul! Ce faci, mă, nesimțitul aici? Nici nu l-am îngropat pe ăla și voi toți să-i luați scaunul! Ce-i femeie, te-ai delit? E scaunul meu! Și ce te-ai îmbrăcat așa, negru? Parcă ești moartea în vacanță! Păgoașă, te-ai tâmpit? Tu așa vorbești tu cu mine? Dragă, chiar că te-ai delit! Care gogoașe? Sunt eu, George! Ce faci, mă, acolo, mă? N-ai murit? Trebuia? Tu ce cauți, mă, la biroul meu? Birou? Să trăiți, șeful, nu știu. Cred că sunt somnambul, mă iertați, să trăiți. Stai liniștit, gogoașă, că discut eu și cu tine imediat. Bă, tu faci pe idiotul cu mine? Ha? Faci pe mortul cu mine? Ha? Nu fac, iubii. 15 milioane! 15 milioane am cheltuit pentru pregătirile de înmormântare! Te omor, mă! Te omor! Măcar să nu fi făcut cumpărăturile degeaba! Mă, iubi, dar eu n-am nicio vină! Van Damme m-a bătut și m-a băgat în... Van Damme? Van Damme? Te omor, mă!
Mamă, ce mișto! Ia, date, ia! Hai, bă, pupoză, ce-ți râzi de mine, bă? Lasă, bă, treacă cu-n pace, bă! Băi, n-am avut! Cum am trebuit, șef? Hai, Chioretta, acum, dă-i drumul! Ne chinuim degeaba, nu mergem, domn sergent. Eu v-am zis, sufletul lui Gogoașe nu poate intra decât într-un trup mai prost decât al lui. Hai mă, dă-i drum acolo, nu mai comenta. Nu mai comenta, dă-i drum, atât ai zis. A? Vezi că este fraiere? Să nu uiți să treci și prin Franța pe la Ema, să vezi ce mai face, nu de alta. Lasă-mă acum! Am zis doar așa, să nu uiți. Ce cautați, bă, călare pe mine, că vă calc în picioare? Păi cine calci tu, bă, în picioare, umflatule? Pe mine, dita mai părnostarul? Și ea mea. Ce-am făcut, pupăs? Eu v-am zis, sufletul lui Gogoașe nu poate intra decât într-un trup mai prost decât al lui. N-am nicio vină. Ce cu eu, n-aveam nu să știu că mărlanul e chiar mai prost decât Gogoașe. Adică... Rămâneți cu noi, revenim imediat. După ce schimbi pește în trei, te duci și pe la Ema, da? Pupă zătașpă, dacă greșești ceva, dacă nu te... Nu mi-ai promis? Nu vreau să-mi spui decât unde e, cu cine, ce face și mai ales cu câți. Bă, lasă-mă, dracului! Ce-ai pus, Chiorete? M-a chemat? Am venit! Ia ziceți, de care mă ocup primul? Mi-a zis mie, Bobica, că dacă joc în filmul tău, chiar o să mă ia dracu! Că știu că poți. Hai mă, hai, te rog eu. Mai ce așa greu, ce? Ce te ții după mine cu ochii ăștia? Ce râs, ce râs, că nu-i nimic de râs. De camielul după oaie, nu mai râde când îți zic. Chiorete, dacă nu-l spui pe Gogoașe, de unde s-a spus? Îl băgăm noi! Da. Pa, mă, și ne așezasem așa bine. Stai, mă, ho!
A venit masa! A venit masa! Dacă nu ziceți nimic și pentru mine. Tocmai e că e un joc tailandez aici cu ei doi. Mamă, ce mișto! Ia, unde e? Ce dracu mă prostești, mă, pupus? Aia, mă, om serios! Lasă-mă să mă concentrez! Ce-am dat rău de tot! Mă, dă și mie o idee, cum să mă împac și eu cu Dezirica? Hai că tu ești mai inversat în relațiile astea cu gagicele. Corect. Că de-aia mi-a plecat mie iubițica cu babalăcii prin străinătățuri. A, mă, pupăză, macar o idee, ceva, un sfat. N-am chef, bă, Chiorete, n-am chef. Folosește-ți paranormalul că toți l-ai încălzit cu șeful. Ba eu mă ocup, că sunt sergent cu vechime. Ba eu mă ocup și dacă ești sergent cu vechime, ești la pensie. Șeful ăsta nu prea mai stă pe unitate. Ce treabă mare cu activitățile astea de recreație? Și ce dacă n-am nicio treabă? Sunt și eu sergent și am un cuvânt de spus. Te ofteci? Șeful ăsta-i tâmpit. Știți cât a băgat intrarea la piscină? Mm-hmm. Asta e problema. Zi mai bine că nu știi să înnoți și ți-e frică că o să te duci ca toporul la fund. Și tu, ia zi, de ce nu vrei bowling? Că ți-e frică că-ți bagă ăștia degetele în nări și... Ce dai, mă? Și dă cu tine pe pistă. Băi, dacă nu vă hotărâți, o să le comunic celor de la centru că vreți să vă relaxați făcând instrucție. Șeful, permiteți să întocmesc eu dosarul. Dar eu ce am? Gura! Gata, m-am săturat! Ați servit masa, șef, la ora asta? Din Oceanul Pacific a ieșit un pește mic și pe coada lui scria: ieși afară, dumneata! Ce? Eu-l bag în masa de pește, șeful, mai terminăm cu favoritismele astea, că hotărăște peștele ce face turcul, da? Irlane, te l-am scos din competiție, te ocupi tu de problemă să faci dosarul! Hai, așa că peștișorul știa el ce spune, ce spunea, că mi-e place peștele. Până mâine vreau să-mi prezinți lista cu activități și bugetul aferent. Înscris, da? Fii atent, nu te arunci la sume astronomice, să zică ea de la centru că ne bate în joc de aici, că te crăp. Ai înțeles? Am înțeles, șeful. Cel aferent. Liber. Liber. Să scriu bugetul liber. Hai, Gogoș, din Oceanul Pacific, că ești un pește mic. Și pe coada lui scria, ia mai dă-te în basca mea. Vezi licoarea asta, bă, pupăză? Bă, dacă bei din asta două picături, dor ca lemnul. Dacă bei patru, dor ca o pădure. Bun. Și dacă o să fii somnambul, de unde știi ce ai făcut la Dezire? Păi, asta e simplu. Eu dacă în dimineață mă întrezesc cu urmă de palmă pe față, e clar. Dezirat m-a respins. Popăză, oricum eu vreau să-ți mulțumesc pentru sfatul care mi l-ai dat, bă, cu paranormalul. Că prietenul a nevoie să cunoaște, bă, Popăză. Bă, Popăză, Popăză. Așa, 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 așa. Continuați, continuați, că vă faze din asta în fiecare zi la filmare. Chiar mă și întrebam. Fraieri sunteți, mă, cât vă mai rugați, bă, de-alea două să vă iertem? Consolați-vă între voi, mă, că e voie, e european. Bă, deci rămâne bowling și cinema, da? Că mâine fac dosarul. Eu. Fac dosarul eu. Clar? Dacă nu-ți convine, taie-te pe burtă, bă. Au că să rup de somn. Ai, 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 cant
cantanul. Ce face, mă, tâmpitul ăla că-l găsești de dragii? Cântă să trăiți, cântă! Arde la focul acum noaptea când crapă creierii de somn. Cantai, noriores, porque cantando se alegran cielito lindo las corazones. Es el lunar que tiene en cielito lindo su primer nido. Ni se la pueda encontrar, cielito lindo bien merecido. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran cielito lindo las corazones. Ay, 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 canta y no llores. Cantați gloria țării, azi e sărbătoare. De departe vin brave roi ce-au ucis pe dușmani. No, 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 no. Iurete. La 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 la. Păi, Iurete. Ah, iubito, ai coborât tu la mine, dragostea mea. Bă, tu ai... Da, un sentiment profund pentru tine. Pupăza, luați-vă, frate, că vă nașesc eu. Hai, naibii, Chiorete, că sunt eu pupăză. Oh, scuză-mă, pupăzo, am greșit, pupăza, scuză-mă. Eu la altcineva vreau să ajung. Iubi, unde ești? În ce cotlon mi te-ai ascuns? Ah, vin spre tine. Țoancă, unde ești? Oh! Oh! Aici erai, zâna zorilor. Te-am regăsit, pițilina mea. Bă, păi dacă nu ți-e fidel, eu nu vă mai cunun. Oh, iubi, dar ce dodoloață te-ai făcut cât am fost certați. Dar nu-i nimic, că eu te iubesc oricum. Gogomongos, mic. Ce-ai cu ăsta ție, mă? Ce cauți, mă, de... Unde e? Unde e? E la balamuc, tâmpitule, unde a trebuit să fii și tu. Dă-i drumul la culcare, că mine am de făcut dosar, tâmpitule, eu, Gogoașe. Eu am de făcut dosar, pentru că eu sunt sergentul capabil. Ești bine. Eu sunt, je suis, I am. Bagă cornul pe ăsta, că vă nebunesc pe toți. Marș! Ce s-a întâmplat, pupăză? Ce-am făcut? Îți explic eu mâine dimineață, că acum să mor de somn. Hai, du-te și culcă-te. De ce mă doare fața? Nu. Eu și Bebe acum simțim nevoia de romantism. Bine. Tu ai vrut. Cântați gloria țării, azi e sărbătoare, de departe... Ba, taci! Că pierd sarcina, ajunge! Eu ți-am zis că n-am voce. A, deci faci intenționat. Bine? Poftim. Ce cu astea? Pentru voce. Bom, omoară lunul, că eu mă mișc mai greu. Dar de ce mă lasă să cânte? Chiorete, iubito! Au, iar începe. Chiorete, ia zi, bă, ce operă ai cântat adineori? Eu? Am cântat eu? Be-am zis! Olău, nu înțelegi. Nu înțelegi că beau degeaba, n-am voce. Aiure, dar când te ceri cu mine ai, a? Ia uite, băie, dimineață.
Cu mama dracului fac eu dosarul în halul ăsta de obosimă. Ghinion, mărlane. Mare ghinion. Șase, șef. Hai, alineți! Mărlane, ce ai făcut? Nu te-ai apucat de dosar? Imediat, șeful, imediat. Dar nu pot să vi-l dau un pic mai târziu, că n-am închis un ochi toată noaptea. Cântat idiotul ăsta de chiorete de la... N-am cântat, șeful! Bă, ai cântat, ai cântat, ai cântat! Ai... Pot să vi-l aduc mai târziu. Nu, Mărlane! Și dacă nu ești în stare, îl dau să-l facă lui Gogoașă. Nu, șeful, vă rog eu frumos, lăsați-l să-l facă el, dacă așa pot răsorții... Lăsați-l să-l facă, nu eu. Da, eu-l da, corect, eu-l fac. Nu mă vrea pupăză, nu mă vrea, uite dovada. Mă, tu nu înțelegi că nu ea ți-a făcut-o? Tu nici n-ai ieșit din dormitor azi noapte. Da? Și atunci de unde am urmele astea? De la mărlanul deșteptule, că ai vrut să-l pup după serenadă. Ca și pe mine, de altfel. Am vrut să-l pup? Mă rog, erai somnambul și l-ai confundat cu Dezire. Am pronunțat eu Deziret? Da, mă, da. De trei ori. Ah, popăză! Continuați. Eu vă susțin. Acum să vedem, mărlane, cine rămâne mai sergent decât cine. Ce faci? Mă pregătesc pentru deseară ca să mă duc la Dezeret să-i fac o serenadă. Ca așa mă împac eu cu ea, trebuie să-i fac o serenadă. Asta e soluția. De unde știi? Păi, așa mi-a zis paranormalul. N-ai zis tu să urmezi ce-mi zice paranormalul? Chiar tu mi-ai confirmat treaba asta. Hai, ia fii atent, asta iar ia două cântam eu. Fii atent aici. La la la! La 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 la! La 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 la! La 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 la! La 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 la! La 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 la! La gata, gata! Gata, bă, nebunule, că sulțim amândoi! Ce-i, mă? Ce faci, mă? Păi ce fac? Cum ce faci? Cânti horror! De ce nu cânti cum ai cântat azi noapte? Păi și azi noapte am cântat la fel. Păi tu ce crezi că eu am două gâturi? Nu cântam așa. Ai cântat foarte tare, frate. Ia mai bagă-mă o dată. Mai bag. La la! La 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 la! Trei, șef. Gata, mărlane? Gata, e cam la... Tocmai... Băi, bravo, mă! Nu credeam că-l termin. Cât ai ieșit bugetul? Cam la... la bugetul. La... e... Doar 60 de milioane pe an? Foarte bun! Felicitări! Hai că-l trimit chiar acum. Mandam!
Vrei să zică fata că faci mișto de ea? Ia asta de dormit, culcă-te și când începi să cânți, eu te înregistrez. Să vezi atunci diferența, băiatul. Ia. Hai că nu doare, hai. Să trăiți! Noi l-am făcut. Exact, ați văzut ce buget mic i-am scos? Nu, să trăiți! Ce? Nu am scris noi așa ceva, domn general. Vă aștept să trăiți. Mâine! Ordera, șef, v-ați chemat? Mârlane, ce activități recreative ai trecut în dosarul ăla, imbecilule? Alea pe care le-a stabilit șef. Ce dracu tot mutești, mânirul ăsta? Am stabilit noi cumva masaj erotic, vizionare de filme porno, striptease la nevestele șefilor acasă? Eu n-am scris așa ceva, șeful. Nu? De-aia vine domn general personal cu dosarul aici acum. I-a plăcut? Bine că o să mor de la atâtea ouă. Bine, mamă, râtule, du-te la geam și cântă cum o fi. Hai, să nu zici că n-ai soție îngăduitoare. Curaj! Cântați gloria țării, azi e sărbătoare. Ai văzut, mamă, râtule, că se poate? Și ziceai că e vrăjeală cu ouăle. Cântați gloria țării, azi e sărbătoare. De departe vin bravi eroi. Cântați gloria țării, azi e sărbătoare. De departe vin bravi eroi ce-au ucis pe dușman. A fost o eroare să trăiți. Era obosit și... Uitați-mă și tu ceva, că te omor. Roata! Nu, roata s-a mai inventat. Tocu și pe... nu. Ce eroare? N-a fost nicio eroare să trăiți. Ba da, să trăiți. Ce faci, mă, idiotule? Tapătoriți-vă odată, șeful, cu chestiile. Dați-mi voie să spun adevărul. Să știe și domnul general că e un adevăr la mijloc. Domnule general, am trecut intenționat în dosar acele aberații, da, ca să vă fac să veniți până aici. Glumești! Ești mort. Cum, șeful, că știu ce? V-am chemat ca să... să... sau... ha! Să auziți această voce de aur pe care auziți acum. Chiar vroiam să vă întreb, cine e? E caporalul Chiorete, colegul nostru, care este un fel de Pavarotti nedescoperit. El și-a dat în unitate și e păcat ca o asemenea nestemată, o voce de aur să piarză aceea. Pot să-l cunosc? Sigur, mă duc eu să-l anunț. Da. Nu acum, șeful, nu-i momentul. Lăsați, conduceți-l pe domnul general. Rămâneți cu noi. Revenim imediat. Doarme. Scoală-mă imediat că trebuie să-i cânte lui domnul general. Șeful, dar el nu mai e în somn, poate să cânte bine. Dar dacă vreți, o-l scol. Nu. Nu. Ridicați-l și mă duc să-l chem pe șef. Hai. Hei. Alo. Alo.
Sta fronte a te. Excepțional! Magnific! Ăsta poate să facă o carieră strălucită în operetă. Dacă sunteți de acord, eu îl recomand. Normal că suntem. Păi da. Auziți? Dar de ce cântă cu ochii? Pentru că e orb, săracul. E ca Bocelli, știți? Băi, s-a și dezvoltat glasul mai mult. E orb. Săracul. Are și nume predestinat. Da. Bravo, Chiorete! Bravo! Bravo!